Organizată marți după amiază la sediul LPF, tragerea la sorți a semifinalelor Cupei Ligii n-a fost una cu noroc pentru Astra Giurgiu. Echipa antrenată de Oleg Protasov va da piept cu Steaua București. Dorința de revanșă a steliștilor este uriașă, după ce giurgiuvenii le-au furat sezonul trecut două trofee, Cupa și Supercupa României. Conform programului inițial, meciul tur se va disputa la București pe 16 sau 17 februarie, returul fiind programat la Giurgiu pe 11 sau 12 martie. În cealaltă semifinală se vor întâlni Pandurii Târgu Jiu și Dinamo București. Președintele LPF, Gino Iorgulescu, a propus celor patru cluburi ca toate meciurile să se dispute în cuplaj pe arena națională în încercarea de ridicare a nivelului de interes al competiției. Cluburile vor oferi un răspuns în această săptămână. Astra Giurgiu s-a calificat în semifinale după ce a trecut de FC Brașov, scor 4-1, și FC Viitorul, scor 3-1. La rândul său, Steaua a învins Rapid București, scor 2-1, și CSMS Iași, scor 3-0, pentru a ajunge în această fază a competiției. Reînființată în acest sezon, Cupa Ligii este o competiție organizată de LPF, la care participă numai echipele din primul eșalon. Până acum s-au disputat două ediții, în 1998 și 2000, câștigate de FCM Bacău, respectiv Gloria Bistrița.